și ale Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Marie. Tu ești mama lui Iisus, tu ești mama noastră. Excelență reverendissima, nunțiu apostolic Miguel Bondia în România și Republica Moldova, preasfințite Aurel, părinte rector, dragi iubiți părinți, oaspeți, concelebranți, stimate domnule primar, dragi iubiți credincioși, astăzi auzim ecoul cântărilor noastre. Haideți copiii la Maria. O facem de mici, dar o facem și când suntem mari. Pentru că anul acesta este un an particular, an jubiliar. Maica Domnului, la Fatima, a voit să-și arate fața sa și ne-a oferit chemarea sa prin cei trei copilași, trei sfinți, care vorbesc și astăzi, în întreaga lume, în această zi catolică sau ortodoxă, este sărbătoare, a fost sărbătoare la toate mănăstirile. Și noi ne-am întors de la Cacica, unde au fost atâția pelerini, toți cu un sentiment profund că suntem copii ai Mariei, fii și fiice ale Mariei. Și prin ea suntem cu adevărat prețuiți de Dumnezeu. Ne bucurăm acum, la începutul Sfintei Liturghii, spunându-i bun venit nunțului nostru, să-l salutăm și să rugăm să se roage pentru noi, pentru dioceza noastră, pentru catedrala noastră, pentru întregul nostru popor creștin. Și spunem din inimă, bun venit, excelență, în catedrala noastră. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihanita Fecioara Maria, nascătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, da-ne, te rugăm, harul că, tinsind pururii la cele de sus, să ne învrednici a fi părtași de mărirea ei. Prin Domnul nostru, Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Este stăpânul, prosternă-te în foc.
veselie. Sunt conduse în palatul rece. Din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos toți vor fi readuși la viață. Dar fiecare la rândul lui, cel dintâi Hristos, după aceea cei care sunt ai lui Hristos, la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. Să luăm aminte la citirea din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a spus:
Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Dragi frați și surori, sunt foarte bucuros să împărtășesc cu voi această celebrare de seară în Catedrala din Iași și mulțumesc episcopului vostru, excelența sa, Monsignor Petru Gergel, pentru că m-a oferit ocazia să celebrare Euharistia în solemnitatea în altarii Preasfintei Fecioara Maria. Celebrare care îmi oferă de asemenea oportunitatea de a transmite salutul binecuvântat al Sfântului Părinte Papa Francisc, care mi-a cerut să vă asigur de afecțiunea sa și de unirea sa cu voi în rugăciune. Salut Monsignor Aurel în ziua aniversariului său. Domnule primar, distinse autorități, preților, persoanelor consacrate, seminaristilor, membrilor corului, ministranților și tuturor credincioșilor prezent adunați aici în jurul altarului. Iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită. Aceste cuvinte ale Mariei, citate din fragmentul tocmai proclamat din Evanghelia după Sfântul Luca, cuvinte care apartin anticului im magnificat, ne explică cu grandețea mamei noastre, vine tocmai din umilința sa și din faptul de a-L fi lăsat pe Dumnezeu să împlinească în ea lucruri mari. Ea este fericită pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, adresat prin intermediul Arhanghelului Gabriel, iar prin al său fiat a primit acest cuvânt. De asemenea, și noi vom fi fericiți dacă vom primi cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că prin botez
am fost incorporați în trupul lui Hristos, care este biserica, și am devenit fii ai lui Dumnezeu, frații lui Iisus Hristos, fii în Fiul. Car dacă este adevărat că suntem incorporați, nu este mai puțin adevărat că trebuie să și transpunem în practică aceasta, observind cuvintul lui Dumnezeu. Doar dacă primim și urmăm cuvintul lui Dumnezeu, vom fi fericiți în această lume și în paradisul ceresc. Misterul Mariei ne ajută, prin urmare, să înțelegem misterul nostru al celor botezați și să facem cu a făcut ea, să îl punem pe Hristos în centrul vieții. Am auzit în fragmentul din Evanghelie cantarea Magnificat, pe care Maria o intoneasă acasă la verișoara sa Elisabeta. Ea ce-a preacurată în vederea rolului unic pe care urma să îl îndeplinească în istoria mântuirii. Accepta în mod liber, chiar și fără să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Maria, Maica neprihănită a Harului și a milostivirii, este arhetipul care îl completează și îl depășește pe cel al Evei, mama omenirile căzute în păcat. Cât este de ușor pentru noi să ajungem la Dumnezeu prin intermediul Mariei, cât este de ușor să învingem dificultățile acestei vieți, privind spre mama noastră care este în ceruri. Rugați-vă pentru aceia care nu au norocul pe care îl avem noi, și anume acela a ști să putem să contăm pe o astfel de mamă cu e Maria. Întreaga umanitate e unită cu Maria în mod asemănător unione nature umane cu persoana divină a lui Iisus. El, de pe cruce, i-a încredințat ei ca mama întreaga umanitate. Iată fiul tău. Și a făcut-o pentru că Maria a primit cuvântul lui Dumnezeu, pe el însuși, în sensul deplin. Celor care l-au primit, cuvântul lui Dumnezeu, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Fecioara Maria a primit cuvântul lui Dumnezeu, care a devenit trup din trupul ei, propriul ei fiu. Și noi suntem fii ai Fecioarei Marie și partaș la iubirea sa destinată tuturor oamenilor. Maria, de fapt, își îndeplinește atribuțiile de Maica a cerului, în ceea ce îi privește pe păcătoși împietriți, în a-și dispune inimile lor spre convertire. Ea, cea plină de har, poseda în sine acel har ce îi revine oricarei persoane pentru a se abandona în credință, în speranță, în iubirea față de Dumnezeu, și a descoperit salvarea în Hristos, Fiul Său și Salvatorul nostru. Să ne încredințăm așadar mamei noastre pentru a învinge, asemenea a ei, împreună cu Hristos, ultimul dușman care va fi nimicit, moartea. După cum ne spune Apostol Paul în lectura a doua, deoarece în ea, în Maria,
orice om are un loc, un loc pe care doar inima unei mame știe să-l pătreze fiul aflat departe. Chiar dacă este ostil și rebel fața de Dumnezeu, pentru a-l întâmplina precum tatăl pe fiul risipitor din parabola Evangheliei. Încăpătânarea, rezistența la maternitatea supranaturale a Mariei, neîncrederea, egoismul, individualismul, indiferența față de aproapele, față de valorii spiritualului și față de sfârșitul ultim, o angajează pe Maria, cea binecuvântată între toate femeile. Dacă voi înșiva sau unii dintre cei dragi ai vostri vă simțiți de parte de Hristos, închiși de voi înșiva, sclavi ai propriului egoism, urmărind plăcerea de dragul plăcerii, surța față de cuvântul umil al legii morale, reticenți confesiuni, rugăciuni umile, Euharistie. Nu disperați! Sfânta Maria, Maica lui Dumnezeu, se roagă pentru noi păcătoși, acum și în ora morții noastre. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumina din Lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborit din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a patimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși s-a venit cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin prorocii. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, încrezător în mijlocirea prefericite Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire.
Doamne Iisuse, care ai ridicat-o pe Maica Ta Sfântă cu trupul și cu sufletul la cer, dăruiește-i bisericii Tale harul să admire și să preamărească tot mai mult în Maria ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. Ajută-i pe fiii bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere sub ocrotirea Reginei Păcii. Fă ca prin cinstirea Preasfintei Fecioare Maria să crească în noi respectul față de demnitatea femeii. Învață-ne ca după exemplul Maicii Tale să primim cu inimă deschisă cuvântul Tău, să-L împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-L dăm lumii, ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Binecuvântează munca și devotamentul mamelor pentru copiii lor. Arată-le tuturor că gloria Mariei este icoana și exemplul desăvârșirii la care trebuie să ajungă poporul lui Dumnezeu. Dumnezeule Părinte Atotputernic, voința Ta a fost ca prin Preasfânta Fecioară Maria, Fiul Tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la Tine. Dă-ne, Te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea Ei puternică să ajungem la mântuire, prin Hristos Domnul nostru.
ce-a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată de acum toate popoarele mă vor numi fericit. Fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să ne înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea preasfericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, inimile noastre, înflăcărate de iubire, să fie îndreptate necontenit spre Tine, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrecnic și drept, de cuvința și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumire pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triumfatoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ, un semn de mângiare și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrețire trupul ei, care l-ai purtat pe fiul tău și l-ai adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu tot îngerii din ceruri, cu nespună bucurie, îți cântam fără încetare.
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm, așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhul Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre patimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jerfește pentru voi. De asemenea, după cină, luind potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luat și bet din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Facet aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moarte și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne îndredniciți să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem partași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Arhiepiscopul Miguel, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răpăsat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tata Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și marirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povanțuit de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toată zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșilele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în spită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururia liberi de păcat
și feriți de arice tulburare, așteptând de speranță fericită și venire Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolii tăi, pace vă las vouă, pace mea dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care vițuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Ecco mistio corpo di sangue nostro che fu giustificato a cipienti ovvisi in vita eterna. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericit și ai chemat la ospațul mielului.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii. Prin Hristos Domnul nostru. Ce frumos este în această seară, ce frumos este acum aici, la Cacica, spunea nunțul apostolic, tuturor pelerinilor prezenți și tuturor celor care erau uniți cu noi la Cacica, prin intermediul radioului Maria, a televiziunii sau altor mijloace. Ce frumos este când stăm în jurul Maicii Domnului, știind că toți suntem frați și surori ai lui Iisus și fii ai ei, marele mister pe care noi îl celebrăm, când ne apropiem de Maica Domnului. Anul acesta, un an sfânt, toți am alergat și alergăm mai departe, ca să rămânem sub aripile ei ocrotitoare, cum ne îndemna și ne îndeamnă Papa Francisc. De aceea, în această seară, Excelența voastră, dați-mi voie ca să exprim aici, mai întâi de toate, un sentiment de profundă mulțumire lui Dumnezeu, Tatăl nostru, pentru că numai ai Lui suntem și trebuie să fim. Îi să aducem o mulțumire particulară mamei noastre cerești, mama tuturor oamenilor, mai ales a creștinilor, mama ocrotitoare a poporului nostru român, în grădina ei, mama ocrotitoare a acestei catedrale. Vă mulțumim, Excelența voastră, că ne-ați ajutat în aceste câteva zile în vizita pe care ați binevoit să ne-o faceți cu un atât de mare efort, că ne-ați întărit în credință, că ne-ați chemat să fim fideli și să ne simțim curajoși. Vă mulțumim, Excelență. Glasul meu adună acum toate gândurile și clasurile celor din catedrală ale preasfințitului nostru Aurel, iar părintelui rector, a părintelui decan, a părintelui paroc și a preoților noștri, dar și al surorilor care au o icoană frumoasă în Maica Domnului, dar și al familiilor și al celor ce sunt uniți cu noi prin intermediul radioului Maria. Aducem așadar o mulțumire particulară aici, în catedrala noastră, și un mare mulțumesc. La Sfânta Liturghie am spus să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Acum continuăm să spunem să-i mulțumim Sfântului Părinte al nostru și trimisului său, nunțiu apostolic Miguel Buendía. Vrem acum să lăsăm acest gând al nostru și această mulțumire printr-o imagine, simbol. O imagine care să aducă aminte nunțiului de vizită făcută la noi și să se îndrepte mereu spre noi. Cu mulțumire din toată inima și cu dorința să fiți ocrotiți, Excelența voastră, de mama noastră cerească.
Mulțumim preasfințitului nostru Aurel pentru anii frumoși dedicați lui Dumnezeu și cauzei bisericii noastre. Dar de asemenea mulțumim și domnului primar care a binevoit să participe cu noi la această celebrare sfântă, domnului Mihai Chiric. Și nu uităm că trebuie să cântăm în această zi din toată inima lui Dumnezeu cu bucurie. De aceea, înainte de binecuvântarea pe care Excelența sa ne-o va da, pe ce oferim și secretarului său, un vizitator din India și secretar la Anunțiatură, să aibă o imagine a noastră îndreptându-se spre locul unde care este chemat să muncească. Îi mulțumim și lui. Vă rugăm acum, Excelența voastră, să implorați binecuvântarea asupra noastră de la Sfântul Părinte și din inima Excelenței voastre. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvântați atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Pentru limba frumoasă pe care a învățat-o Excelența sa, rog să auzim un Christus vincit.